dacă acum câțiva ani ai fi spus că există o legătură foarte clară între pornografie și pedofilie, oamenii și-ar fi bătut joc de tine, poate, și-ar fi spus că folosește argumente extreme pentru a stopa un fenomen cu care nu ești de acord. Dar, în timp, profețiile unora s-au împlinit. Între pornografie și pedofilie există o legătură destul de mare, mai cu seamă că observăm o cerere foarte mare în ultimii ani de zile pentru pornografie infantilă, pentru pornografie în care actorii sunt copii, da? Și lucrul acesta formează mentalul oamenilor care consumă pornografie. Cu alte cuvinte, ei ajung să creadă că e normal să aibă relații intime, sexuale, cu minori. În ultima vreme găsiți pe internet, în cărți, persoane foarte luminate care argumentează foarte puternic pentru faptul că nu există, domnule, niciun fel de problemă ca un bărbat adult de 40 de ani să aibă relații cu o fată de 12 ani. Nu mă gândește-te la ideea asta, că vine unul să-ți ia fata de acasă doar pentru că ea nu-i destul de coaptă la minte, sub pretextul că ei să se iubesc și vor, domnule, să trăiască împreună. Este un rezultat direct al pornografiei.